Ziua de 5 mai are toate atuurile pentru a fi marcată pe picior de egalitate cu ziua de 8 martie. Chiar dacă doar din anul 2008 sărbătorim ziua bărbatului, aceasta prinde teren și este tot mai așteptată chiar și de femei. Bărbații merită o asemenea zi? Bineînțeles că merită, mai ales care sunt azi și care respectă familia. Normal că merită, cum merită și mamele. Cum e ziua mamei sau ziua femeii, așa merită și bărbații. De fapt, ziua bărbatului în fiecare zi. De ce spuneți asta? Așa, să fie sănătos, să se distreze bine. Vă gândiți la un cadou special pentru bărbatul cel mai important din viața dumneavoastră? Poate, nu mai gândesc. Da, bineînțeles, cum ne oferă și ei nouă, așa le oferim și noi lor. O cină romantică și o plimbare. Cred că ar fi cel mai bun cadou. Oare nu și-ar dori ca această zi să o petreacă cu prietenii? Cu prietenii o petrecem fiecare zi, probabil, când iasă de la serviciu, nu? Cu soția, cred că ar merita să petreacă de ziua bărbaților și... nu? Majoritatea bărbaților știu că mâine este ziua lor națională. Unii și-au făcut planuri din timp în care au inclus bere, grătare și distracție. Alții încă nu s-au decis, dar mizează pe spontaneitatea grupului de prieteni. Mai sunt și cei care au de lucru, dar sigur nu vor lăsa ziua să treacă neobservată. Cum veți sărbători? Bine, pe muncă. Și sâmbătă muncă? Și sâmbătă, că suntem de la țară. Trebuie să muncim. Cum v-ați dori să vă petreceți această zi? În familie sau cu prietenii? În familie. În familie. Merită bărbații o asemenea zi? Uneori da. Și alteori ba. De ce n-ar merita și el ca și soția sau femeia, să-i zic așa? Cum ar trebui sărbătorită această zi? Cu înțelegere, cu dragoste și cu sănătate. Cu prietenii sau cu familia mai degrabă? Prima e familia, pe urmă prietenii. Ziua bărbatului? Prin chefuri. Multă beutură, distracție. Cu familia sau cu prietenii? Eu mâine la nuntă. Deci și familie și prieteni. Da, și familie și prieteni. Mâine o să muncesc. Altfel, cum v-ar place să sărbătoriți această zi? Cu prietenii la un grătar. Mi se spune că ziua bărbatului e în fiecare zi. Ce ziceți de asta? Și a femeii în fiecare zi. Și femeile chefuiesc la fel de mult ca și bărbații. Ziua bărbatului a fost stabilită oficial pe data de 5 mai, începând cu anul 2008, în urma unei inițiative a Organizației Bărbaților din România, sprijinite de un producător de bere. Ideea a pornit de la dorința acestora de a exista o zi dedicată sexului puternic, așa cum și sexul frumos are data de 8 martie. Inițiatorii și-au mai dorit ca cele două sărbători să fie declarate zile libere, fapt care încă nu s-a reușit.